ca și o piesă de teatru, așa este și viața. Nu interesează pe nimeni cât de mult a ținut, ci cât de frumos a desfășurat. Nume emblematic pentru muzica populară românească, culegătoare și creatoare talentată, Natalia Șerbănescu a plecat departe de această lume, discret, așa cum a și trăit, lăsându-ne ca amintire cântecele dobrogene neasemuit de frumoase. Eu am iubit cântecul dobrogean, am iubit spectatorii. Eu priveam în sală, cântam și sufletul meu mi se încălzea de dragoste pentru publicul pe care îl aveam în față. Mi-au fost dragi oamenii pentru că ei simțeam căldura dragostei lor pentru cântecul românesc și pentru interpretul pe care îl aveau în față întotdeauna. Eu am cules folclor de când eram copil. Eram copil și trăgeam cu urechea și învățam cântece de la ai bătrâni, de la ai mai tineri, de la toată lumea. Din Dobrogea noastră, cea veche, dar și cea nouă, să se ridice cântăreți cu glasuri adevărate, cu stiluri și cu talent. Trebuie să vă spun că se află alături de noi prima interpretă, cea care a făcut cunoscut publicului larg cântecul din Dobrogea. Este vorba de Natalia Șerbănescu. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Am să vă rog din toată inima să-mi spuneți dacă vă amintiți când, în ce an ați cântat dumneavoastră prima dată și ce cântec a fost când ați urcat pe scenă prima dată. Eram foarte mică, eram atât de mică. Aveam vreo 5 ani când am cântat prima oară.
Și asta se întâmpla în fața curții, unde se adunau bătrânele, bunicile noastre care erau văduve de război și își plângeau soții care... Și la el ați auzit aceste cântece? Rămăseseră pe front undeva departe și ele rămăseseră să crească niște copii singure. La ele am auzit prima oară și primul cântec pe care l-am cântat a fost chiar un cântec de leagăn, era foarte trist, nu pot să vi-l cânt acum că mă doare. Nu, pentru că în seara asta vrem să ne bucurăm și să ne bucurăm că vă avem aici alături. Iată, se poate spune că este primul interpret dobrogean și ne bucură că, iată, la emisiunea noastră mai avem ocazia să vă ascultăm. Mi-a mărturisit, doamnelor și domnilor, înainte de emisiune, să nu o las, de aceea o și țin de mână, pentru că are emoții. Mi-a spus că nu știe ce se va întâmpla în emisiunea asta. Să știți că se întâmplă numai lucruri bune aici la noi, însă vreau să vă întreb atât, înainte de a vă lăsa să cântați, costumul ăsta câți ani are? Costumul ăsta cred că are peste 100 de ani, are mai mult de 100 de ani, pentru că este din lada de zestre a bunicii mele. Și spuneți-mi, lucrătura asta de pe cap are o anumită denumire, că știu că la noi, de exemplu, îi spune maramă, dar văd că aveți aici ceva în plus. Această găteală se numește geruzea. Și e specifică zonei. Este specifică zonei și numai în partea de nord a Dobrogei, unde era mai mult aur. Să înțeleg că erau oameni mai bogați în partea aia. Erau mai bogați. Cu vremea au venit mai către Constanța, au venit spre Constanța, au venit și din țară, din lume mai bogată, dar... Păi da, acum trebuie să vă întreb, sunt bogați dobrogenii? Dobrogenii sunt foarte bogați sufletește. Am înțeles. Sunt foarte bogați sufletește și zona cea mai bogată în folclor este zona de nord. Pentru că aici s-au orășenizat. Există și aici folclor, dar tot adus de acolo. Acolo este rădăcina și vine încoace pe tulpini și pe frunze până ajunge la Constanța. Ne va arăta, dragi prieteni, adevărata rădăcină a cântecului dobrogean, Natalia Șerbănescu. Vă ascultăm! Verișorul cu floare albă, măiculiță mare neagră. Verișorul cu floare albă, măiculiță mare neagră. Cum se-ți bate apa-n tine, ca și inimioara în mine. Am avut un pui cu drag, mai calcă peste prag. Am avut un pui cu drag, mai calcă peste prag. A plecat ca șoimul zbor, după el mă frânge tornă. I-am trimis norul pe stele și pe valuri cu dantele. I-am trimis norul pe stele și pe valuri cu dantele. Mi-au purtat stea pe ape toate vapoarele toate. Și-am primit răspuns cu dor, prins în roua cele lor. Și-am primit răspuns cu dor, prins în roua cele lor. Gândându-i de peste ape, scris aici cu drag în carte. Gândându-i de peste ape, scris aici cu drag în carte. S-a aprins o lumânare și s-a stins un om. Un om deosebit, un om între oameni. De o discreție soră cu timiditatea, Natalia Șerbănescu a făcut parte din acel soi rar de oameni care se pierd prin nebăgare în seamă.
a fost o ființă de o uriașă noblețe sufletească, o prezență caldă și prietenoasă ce ne-a dăruit momente de neegalată generozitate afectivă. Unul dintre acestea a fost cel din cadrul concertului folcloric de la Cerbul de Aur. A văzut lumina zilei pentru prima dată la 21 octombrie 1931, în satul Plopu, județul Tulcea. Provine dintr-o familie de muzicieni, pasiunea pentru muzică fiindu-i insuflată de tatăl său, fost solist la Opera Română din București. Ca primă reprezentantă a muzicii dobrogene, a debutat la radio în anul 1954. Primele apariții în fața publicului au fost alături de formația condusă de maestrul Fănică Luca. Prima interpretă care a adus cântecul dobrogean în atenția publicului este cea care a arătat lumii întâia dată piese unicat ale costumului din Dobrogea. Astă seară dorește să ne amintească de prima sa apariție scenică, purtând ca velitoare de cap gearul cu țochi. Doamnelor și domnilor, Natalia Șerbănescu!
viață.